Și aproximativ 500 de elevi care au avut curajul să ia locul profesorilor la catedră în cadrul celei de a noua ediție a proiectului Profesor pentru o zi, au fost premiați de către conducerea Consiliului Județean al Elevilor Sălaș. Astfel, în perioada 9-13 februarie 2015, orice elev care a dorit să încerce experiența unui cadru didactic la o materie favorită a putut să se înscrie la reprezentanții elevilor din propria școală. Între 16 și 27 februarie, locul adevăratelor cadre didactice a fost luat de către elevi, aceștia având oportunitatea de a-și descoperi abilitățile în contextul exercițiului de predare a unor cunoștințe. La nivelul fiecarei școli, pe baza unei fișe de evaluare, completată de realul profesor, a fost ales direct directorul pentru o zi, care poate intra în competiția de a-și petrece o zi alături de un inspector școlar. Candidații la postul de inspector trebuie să realizeze o mini-strategie de dezvoltare a activității educative prin intermediul inspectoratului școlar. Pe parcursul acestei săptămâni, toți curajoșii care au luat locul timp de o zi unui profesor sunt premiați în liceele de proveniență. La începutul săptămânii următoare va avea loc gala de premiere director pentru o zi, eveniment în cadrul căruia se va anunța și micul inspector. Potrivit Denise Iligia Matei, președintele Consiliului Județean al Elevilor Sălaj, proiectul Profesor pentru o zi a contribuit la realizarea schimbului de experiență profesională între cadrele didactice și elevii din liceele sălăjene. Totodată, printre obiective, se regăsește dezvoltarea capacității empatice a elevilor și a profesorilor, crearea unui climat educațional care să motiveze activitatea de învățare a elevilor, dar și construirea unei relații democratice profesor-elev.